Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de informații. Multe. De aceea eu pariez pe NetBet. Aici văd toate meciurile în direct și am informații la secundă. Avem așadar o seară cu foarte multe meciuri în Europa League. FCSB, Ghimaraș, mai avem două ponturi. Colegii mei mi-au sugerat următoarele idei. Nicio echipă să n-ajungă la 7 cornere, adică maximum 6 cornere. Ori Ghimaraș, ori FCSB, nu contează, dar niciuna dintre ele să nu aibă mai mult de 6 cornere în meci. Și primul gol marcat prin șut, aici mi se pare un pic hazardat un pariu de genul ăsta, pentru că, evident, statistic, golurile se marchează în primul rând prin șuturi, dar e posibil, bineînțeles, orice altceva. Cineva care o cunoaște, spre exemplu, pe Ghimaraș foarte bine, ar putea spune că, eu știu, nu se descurcă bine la fazele fixe, cornere și așa mai departe, deci șansele de a se marca printr-un șut sunt reale. Dar rămâne să vedem aici. Mergem mai departe. O partidă interesantă, PSV Eindhoven joacă cu Apollon Limassol. Evident, formația gazdă favorită, dar favorită în așa măsură încât la pariuri nu prea ai ce să joci. Vedem unul cu handicap asiatic minus 1, o cotă de 1,44, respectiv pentru o cotă ceva mai mare trebuie să forțăm. Gazdele marchează 2-3 goluri, ar fi o cotă de 1,83. Echipa lui Van Bommel, PSV, n-are un început de sezon chiar foarte strălucit, însă explicația, după ce a fost eliminată din preliminarele Ligii Campionilor, PSV nu se descurcă nemaipomenit nici în campionat. Iar explicația ar fi că față de sezonul trecut, când s-a luptat parte în parte cu Ajax până la final, de data aceasta Van Bommel are la dispoziție un lot cu foarte mulți jucători tineri. În prima echipă sunt vreo 6-7 jucători foarte tineri, de altfel e cea mai mică medie de vârstă pe care o are PSV în ultimele sezoane. Întâmplător sau nu, în turul anterior PSV a eliminat pe Hoogesund, a bătut 1-0 în deplasare și apoi 0-0 pe teren propriu. O știm pe PSV, nu e mod special interesată de Europa League, dar în același timp avem și toți acești jucători tineri. Mergem la următoarea. Apropo, Apollon a eliminat-o pe Austria Viena cu două victorii, 2-1 în deplasare și 3-1 pe teren propriu. Așadar, un meci dificil, zic eu, pentru PSV. Astana joacă cu Bate Borisov, sub 2,5 goluri ar fi varianta propusă de colegii mei, o cotă de 1,57. Astana, dacă vă țineți aminte, echipa despre care se spunea că joacă foarte bine pe teren propriu sau e redutabilă pe teren propriu, a bătut și pe CFR Cluj în acest sezon, dar a pierdut apoi în deplasare cu 3-1. Bate, eliminată din Champions League și ea de Rosenborg, dacă pe asta n-a scos-o CFR, pe Bate a scos-o Rosenborg. Interesant ar mai fi că cele două formații s-au mai întâlnit în urmă cu 3 ani în play-off-ul Ligii Campionilor. Atunci Astana a câștigat cu 2-0 și a remizat în deplasare scor 2-2. Ararat Armenia joacă cu Dudelange pe teren propriu. Ambele marchează, ar fi o cotă de 1,95, foarte mare cota aceasta. Asta peste 1,5 goluri, în schimb, o cotă de 1,44. Malmö primește vizita celor de la Neue Huda. Malmö, care a scos-o pe Zrinski, 3-0 pe teren propriu și apoi înfrângere în deplasare. În campionat vine după victorie furibundă pe teren propriu cu Falkenberg, 5-0, duminică s-a jucat partida aceasta. Neue Huda e genul de echipă care primește multe goluri, primește goluri și mai ales în deplasare. Cu Neftchi Baku în turul anterior a primit Neue Huda 2 goluri în deplasare și 1 pe teren propriu, așadar 3 goluri primite. Luni eliminată și ea din Cupa Israelului 1-1 în timp regulamentar contra celor de la Ashdod. Până la urmă s-a mers la 11 metri și au pierdut. Suduva o privește pe Ferencvaros pe teren propriu. Varianta ambele marchează are cota 1,83. Suduva
care a eliminat-o pe Maccabi Tel Aviv cu o dublă victorie, 2-1 în Israel și 2-1 acasă. Ferencvaros eliminată de Dinamo Zagreb din preliminarele Ligii Campionilor. Ambele marchează o cotă de 1.83. Feyenoord cu Berșeva, 2-4 goluri. Feyenoord, un început destul de modest, vine după 3 rezultate de 1-1 în preliminarii și în campionat. E adevărat, a trecut de Dinamo Tbilisi cu 4-0, dar după aia au fost 3-1. De partea cealaltă, Hapoel Berșeva vine după înfrângerea la Beitare Lusarim 3-1. Se justifică un pariu pe goluri aici. Ludogoreț are un adversar ușor, Maribor din Slovenia. Un fel de FCSB această Maribor. În campionat, după 6 etape, are o singură victorie și, dacă nu mă înșel, un rezultat de egalitate. Vine după o înfrângere și ea în campionat la Celie, a pierdut în ultima rundă, așadar clar Ludogoreț e favorită. AEK o primește pe Trabzonspor pe teren propriu, AEK cea care a eliminat-o pe Craiova, dar atenție, antrenorul lui AEK, Miguel Cardozo, ar putea fi concediat dacă ratează grupele Europa League, pauză sau final X, respectiv peste 4-5 cartonașe. Legia primește pe Rangers. Rangers o formă foarte, foarte bună, 9 meciuri oficiale a jucat în acest sezon, 8 victorii și un rezultat de egalitate, însă Legia este o echipă care se apără foarte, foarte atent. Au jucat până acum 9 meciuri și, atenție, doar în 2 dintre acestea au primit gol. 7 din cele 9 meciuri din acest sezon s-au încheiat fără gol primit. Alkmaar joacă cu Anverpen, echipa lui Böloni, 1-0-4 goluri. Atenție, Alkmaar nu joacă pe teren propriu, s-a prăbușit acoperișul fix ca în, la fel ca în România. Și merg pe terenul lui Twente, acolo vor juca. Genk Rijeka, 1-1.5 goluri, o cotă de 1.50. Genk are o misiune destul de ușoară, totuși cea care a eliminat-o pe Viitorul, ne aducem aminte. Torino, care încă n-a început campionatul, o întâlnește pe Wolves, care până acum s-a descurcat foarte bine în preliminarii și de asemenea are și 2 meciuri oficiale în campionat. Ambele marchează o cotă de 1.80 sau X2, de ce nu? Celtic AEK Stockholm 1-0.3 goluri. Slovan Bratislava o întâlnește pe PAOK, consistentă PAOK, chiar dacă a rămas fără Răzvan Lucescu, X2 și 0.3 goluri. Copenhaga Skonto Riga 1 și peste 1.5 goluri și mai avem întâlnirea lui pe care Frankfurt o dispută la Strasbourg. 6 meciuri, 6 victorii pentru Frankfurt, X2 și sub 5.5 goluri, o cotă de 1.42, n-o fi un festival de goluri, cum se spune la Digi, dar ne așteptăm ca Frankfurt să câștige. Mergem mai departe, haideți să vedem care este predictorul 1X2.